Înfrânarea înseamnă să nu ne amestecăm cu cei care trăiesc fără strajă. Asta înseamnă persoane care vorbesc mult, critică lucruri din afară, vorbesc despre alții, sunt nemulțumiți despre mersul societății, despre salarii, despre guvernanți, despre politicieni. Eu nu spun că nu trebuie să fim critici și atenți la mersul societății civile, dar în momentele în care vrem să ne liniștim pe noi și să dăm întâietate vieții interioare, trebuie să ieșim din această priză. Viața interioară, întrucâtva, nu este foarte compatibilă cu viața socială. Deci cine vrea să-și cultive viața interioară, trebuie să abandoneze, măcar pentru un timp, scena vieții publice, mizele vieții sociale. Asta e diferența dintre erou și sfânt. Sfântul încearcă să învingă răul din el însuși, nu se bate cu răul din lume. El știind că, de fapt, învingând răul din lume, această biruință se repercutează asupra tuturor celorlalți, pentru că se roagă cu mai multă putere pentru toți cei care sunt încercați de rele. Eroul se apucă să lupte pe orizontală cu răul, nu cu răul din el însuși. Și când Sfântul luptă cu răul din el însuși, el pentru un timp este scos în rezervă, e scos în afara luptelor sociale. Dar e absolută nevoie de această abordare, pentru că dacă ne gândim, spre exemplu, la postura de părinte, un părinte care nu și-a stins mânia în inima lui, nu și-a cultivat blândețea în inima lui, nu poate să fie un tată blând și calm cu copiii săi. Și degeaba se aruncă în planul exterior cu dorința de a-și educa copiii dacă el nu și-a îmblânzit inima. Deci are rost la un moment dat, din când în când, să ieșim din priza mizelor exterioare ca să ne îmbunătățim interior, ca un pic agonisind ceva din virtutea bunătății, a blândeții și a înțelesurilor duhovnicești, să venim în lume și în raporturile cu cei dragi mai tari, mai tari în bine, ca să putem ajuta mai mult pe ei, decât să stăm nevindecați și neîmbunătățiți în preajma lor, încercând să le facem bine, noi înșine nefiind buni.